cuvintele critice sunt monitorizate de noi și sunt cuprinse pe itinerariile de patrulare. De exemplu, zona Saru, dacă vorbim despre zona Saru, aproape la o dată la 3 zile acolo avem montate aparate radar. Și care sunt rezultatele? Acolo sunt multe sancțiuni? Da, sunt foarte multe sancțiuni în zona asta. Și foarte multe permise de conducere reținute pentru încălcarea regimului legal de viteză. Bun, și ce puteți face ca să nu mai fie așa multe sancțiuni? Sancționăm în continuare. Pentru că nu sunt deficiențe de sistematizare acolo, în acea zonă. Și acționați? Da.